Un nou proiect promulgat prin decret prezidențial și publicat în Monitorul Oficial ar putea fi adoptat de Parlament. Noua propunere legislativă conține modificări în ceea ce privește drepturile persoanelor cu handicap. Potrivit propunerii, această grupă de persoane ar putea beneficia de transport gratuit chiar și cu avionul. Pe lângă persoanele cu deficiențe, dreptul s-ar putea aplica și însoțitorilor. Însoțitorii copiilor cu handicap grav și accentuat ar putea beneficia, conform noii propuneri, de transport gratuit cu trenul, cu autobuzele și cu navele de transport fluvial. Totuși, însoțitorii vor beneficia de gratuitate numai dacă vor călători în prezența copiilor pe care îi însoțesc. Gratuitatea se aplică oricărui tip de tren, transportului cu autobuzul, transportului fluvial, dar și transportului cu avionul, însă doar în cazul în care proiectul va fi adoptat. În prezent beneficiază de transport interurban atât persoanele cu dizabilități, cât și însoțitorii și asistenții personali.